și 36 de minute. Suntem în direct din studioul Deșteptarea, live pe toate frecvențele naționale. Ne auziți oriunde pe site, prin aplicația Europa FM, dar ne și vedeți pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Bună dimineața, Alex Delea. Bună dimineața, bună dimineața. Salut, ia uite-l, frate, ce entuziasm și energie. Băi, atâta energie, pe cuvânt, l-am urmărit și în... A prins mâncare. A prins mâncare, corect, da. Corect. L-am urmărit și în emisiune. Da, deci, spune, câștigătorul de la Survive. De toată lumea știe cine e Alex Delea. Yes. Oh, yes. Practic pe Klaus Iohannis și Alex Delea îi cunoaște toată țara. Da. Wow, asta e nou, asta e nou. Asta este nou. Da, Alex, el vorbește. Da. Corect. De unde ai atâta energie? Serios, adică și acolo erai cel mai agitat. Terminai traseul de multe ori și după aia mai dădeai câteva ture. Energia vine la pachet odată cu mine. Este ceva normal pentru mine. Anormal este să n-am energia. Ceea ce s-a întâmplat și acolo, am avut momente când n-am avut energie și eu nu mă cunosc așa. Am fost puțin surprins. Foarte surprins. Pot să spun speriat. Dar de la ce a plecat? Ai stat acolo cât 5 luni? Din ianuarie până în mai ați stat împreună acolo. Mă rog, 24 de concurenți inițial. Și s-au mai alăturat după aia încă vreo 6. Da, am fost în total 30 de concurenți, 20 de săptămâni, 140 și 1 de zile, 5 luni de zile din viața mea, unde am suferit, dar o plăcere atât de mare, incredibilă, o suferință atât de plăcută, dar asta o spun după ce a trecut, pentru că atunci era cu totul și cu totul altfel. Care a fost cea mai mare suferință? Mâncarea, lipsa contactului cu familia, vremea, ploua, era urât, plictiseala? Este un pachet întreg. În primul rând, te confrunți cu vremea, cu dormitul pe jos, cu ploaia, cu foamea, cu gândurile. Totul este un pachet de suferință. Eu nu cred că voi chiar ați dormit pe jos. Cred că era la televizor, dar voi de fapt aveați undeva niște căbănuțe, paturi, da, chestii. Da, și eu zic la fel, corturi, saltele. Nu, serios, Doamne, cât cum de bine. Acolo pe cât de... Când a venit Mihaela, da, a așa. Fost a treia concurentă, da. Când a venit în baracă, a spus, noi chiar dormim în baracă. Păi asta zic, nu se poate. Și spunem, nu, duminică noi normal mergem la hotel, dar așteaptă. Și a venit ziua de duminică în care spunem, nu mergem. Zic, băi Mihaela, nu se merge absolut nicăieri. Acomodează-te cu ideea că trebuie să stocești oasele pe această scândură, unde ușor, ușor o să te acomodezi. Dar cam greu. Foarte greu, pentru că atunci când am mers acolo, cea mai mare grijă mea a fost foame. Dar eu nu pot să cred că v-au pus să alergați atâta, să faceți toate probele alea care erau consum, da? Adică trebuia să înotați, să săriți, să alergați, să mergeți târâși și să vă dădeau de mâncare orez. Nu cred. Nu, puțin orez. Puțin orez. Și nu, niște cocos. Vă dădeau un kil de orez la 10 oameni. Nu se poate. La 12 oameni. Puțin. Dar aveau cocos cât voiau, la discreție. Da, cocos, pe bune. E, crede-mă din suflet, singura persoană de acolo care mânca cocos non-stop, indiferent dacă ar fi fost bun, stricat, eram eu. Mâncam cocos non-stop, sarea din mare pe care o făceam noi era dragostea mea, sarea, deci nu puteam să mănânc absolut nimic fără sare, mâncam să sare goală. Și Luca mănâncă mult cocos, dar în... Nu, doar stai că eram interesat acum. În gând. Da. Bravo ție, nu asta cu cocos. Aici eu aș început cu asta, cât ai slăbit. Am slăbit 10 kg. Mamă, păi dacă tu ai slăbit 10 kg, înseamnă că noi ne topim. 10 kg de musculatură. Dacă ar fi fost de grăsime, ar fi fost o bucurie enormă, dar nu a fost nimic de grăsime. Păi tu nu ai grăsime. Deci nu te-ai dus cu grăsime. Nu m-am dus. Deci n-ai dus acolo grăsime? De unde, dacă nu aveai? Dacă aș fi ieșit și cu un fizic plăcut mie, aș fi fost wow, dar din păcate nu poți să le ai pe toate. Eu cred că a rămas suficientă grăsime acolo de la Cerebel. Auzi, noi l-am urmărit pe Cerebel la început, că aducea noi, cumva, fizic, mă refer. Da. Și e o speranță că putem ajunge și noi acolo, adică preselecțiile sunt dure, din punct de vedere al probelor fizice, mă refer. Eu aș dori ca preselecțiile la Survivor să fie schimbate. Aș dori ca înainte de preselecții să ai un minim de 3 zile în care nu trebuie să mănânci, un minim de 3 zile unde dormi afară în ploaie, iar după aceea să te prezinți și să răspunzi la întrebarea... Da, te mai prezinți? Da. Dar, nu, să răspunzi la întrebarea... Ce foame? Foarte mult. Mai poți să continui 5 luni așa de acum încolo? Uite, atunci trebuie fabulos. Să răspunzi. Dacă atunci. Aveți întrebări pentru Alex, 0372069599, uite, putem... intra în dialog. Putem intra în dialog, sau puteți intra în dialog cu Alex. Dar care erau probele? Adică vrei să zici că te duci la Survivor. Care sunt probele? Ce trebuie să faci? Sunt niște probe sportive, sunt niște probe de not, trebuie să faci un circuit, trebuie să ai un...
puțină adrenalină. Trebuie să ai o sportivitate, anume trebuie să ai rezistență. Nu este chiar așa foarte la îndemână, okay, dar este pentru toată lumea. Toată lumea știe să nu, te presupun. Toată lumea... Luca, da, sper. Știm, dar nu știm. Da. Adevărat. Întrebarea e dacă ne așteaptă până la sfârșit și pe noi să ajungem. Eu mă antrenez pe o bicicletă eliptică acasă. Crede-mă, crede-mă din suflet. Când o să ajungi acolo, când o să fii la start și ți-auzi numele spus de domnul Dan, o să ai o adrenalină în corp în care o să uiți de foame, o să uiți de absolut el tot. De foame nu uită, eu câteodată, dar... câteodată uitam chiar și de traseu. Auzi, adică din momentul în care tot. Din momentul în care ați ajuns acolo, da? Și până la prima probă, cât a durat? Adică aveți o perioadă de acomodare? Perioada de acomodare a fost exact de câteva ore. Am ajuns acolo și am început traseul. Aură. Eu speram că sunt vreo două săptămâni acolo. Nu, exact. Plașii, cocktailuri, totul este... Niște sushi. Exact. Ah, bravo. Totul este foarte spontan. Nu știi absolut nimic. Nu știi când, nu știi ce, nu știi ora, nu știi ziua, nu știi absolut nimic. Apropo de nu știi absolut nimic, ați știut că a început războiul în Ucraina? E, dacă spun cum am aflat eu de război, eram în finală, ultimul joc. Nu cred. Au venit toți concurenții. A, serios? Și când se intru pe traseu, mi se spune... E război în lume. Rusia cu Ucraina. Ah, și eu zic, și eu zic da, mă, zic, ok, dar ce, nu știu, îmi pare rău, dar ce vrei să fac în momentul de față? Pentru că eu aveam nevoie de încurajare, nu să mă dereglez de tot. Adică, zic, ok. Deci voi n-ai știut nimic? Nu, n-am, absolut nimic. Nu știu, ești... Și ce mi se pare mie mult mai dificil, de, dincolo de foame și de toate vreme și așa mai departe, mie mi se pare că toate personajele din jurul tău, ceilalți 23 de concurenți, m-ar fi enervat teribil. Asta este o mare problemă. Pe mine, normal, eu iubesc oamenii, empatizez cu toată lumea. Am Dar înțeles, dacă ajungi da. Să ai o problemă cu cineva... Și persoana aia stă lângă tine 24 din 24 timp de 140 de zile. Of, cred că o să ai o problemă, mai ales că flămând fiind e greu, e foarte greu. Nu ești însurat, nu? Nu. Așa. Nu, hai să luăm. Uite, vorbim cu Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. O să rog să fii scurt. Neața. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața, bună dimineața, Alex. Bună dimineața. Alex, v-am urmărit, a fost fantastic, cu toate că eu n-am fost un fan al echipei tale albastre, am fost da, un am fan trecut puțin pe la roșu. Dar crede-mă, ați fost fantastici toți, indiferent de culoarea voastră. Mulțumim de suflet. Am fost fan Ștefania, la un moment dat ați făcut o uneltire acolo de a scos-o pe Ștefania. S-a întâmplat, da. Cătălin, dacă ai vreo Ștefania... întrebare, scuză-mă că te întreb, dar să știi că nu avem foarte mult timp. În clipa asta adresez întrebarea. Alex, dacă îmi permiteți, domnilor, dacă erai în finală cu Ștefania, care crezi că era finalul? Eu în tot timpul n-am crezut niciodată că o să câștig. Putea să fie oricine cu mine în finală, aș fi crezut că o să câștige celălalt. Ok, și încă ceva. Spune-mi, te rog, în perioada în care noi nu vedeam la televizor, în zilele în care stăteați voi, fără camere de filmat, care era, cum era interacțiunea dintre voi? Erau alte fețe pe cât le vedem noi la televizor sau erau aceleași interacțiuni? Tot ce trebuie să știi este că noi suntem filmați non-stop 24 din 24 și voi vedeți acasă tot ce trebuie văzut. Adică nu scap nefilmat, nu scap neregistrat, nu scap în niciun loc. Nici măcar în apă. Dar nu găseai pe acolo prin junglă ceva de mâncat, nu știu. Da, treceau niște români. De mâncat? Da, se puteau mânca insecte, se putea mânca orice, numai că nu prea le mâncai. Nu prea le mâncai deloc. Vorbim și cu Cristian. Bună dimineața. Salut, Cristian. Întrebare pentru Alex. Sigur că da. Salut. O întrebare simplă am și eu pentru Alex. Pentru că mai devreme a spus că a stat 5 luni de zile acolo, da, în Dominicană. Da. Întrebarea mea este, văzându-l cât de tânăr e și plin de energie, cum a rezistat 5 luni de zile fără sex? Sau cum a rezolvat această problemă a sexului? Wow. Ador întrebarea asta. O să spun foarte simplu. Ascultă-mă, stai o săptămână fără să mănânci și mai spunem dacă te mai gândești la sex. Da, nu-i de-aia mâncăm din ce în ce mai mult. Dar dacă faci invers... Invers cum? Crede-mă, aveam, fără sex și spuneam dacă te mai gândești la mâncare. Aveam glume pe seama asta și spuneam dacă vine o fată în momentul de față, cea mai frumoasă fată, și nu are doi burgeri în mână, a venit degeaba. Ce bună e asta! Luăm o scurtă pauză, 4 minute de pe radio, dar rămânem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vorbim cu Alex Delea, câștigătorul Survivor de anul acesta. Yes. Am apăsat să scoți căștile. Poți să scoți căștile, suntem pe Facebook în continuare. Perfect. Doamne, ce îmi place. Auzi, de cine ți-a fost cel mai frică? Din
Că te gândeai, ok, tu spui că nu te gândeai că tu o să fii câștigătorul, dar la un moment dat tot te gândeai, bă, poate și eu. Cel mai frică de mine. De mine. Că ce, că nu reziști acolo? Nu, că nu rezist, nu știu, eu sunt foarte cu capul în mii și mii de locuri. Eram cu capul peste tot. Atunci când trebuia să intru pe traseu, mie mi-era, bă, iar greșesc traseul, bă. Iar o să fac o tâmpenie, iar o să fac ceva, iar o să o iau pe unde nu trebuie să o iau. Și eram atât, eu eram cu mine. Acolo e lupta ta, e cu tine. Dacă cumva lupta ta este cu altcineva, deja e greșit. Deja poți să ți-ai la revedere la competiție. Ai început foarte deci, greșit. Deci, până la urmă, bătălia e mai mult cu căpuțul decât... Exact. Ok, psihicul, trebuie să fii pregătit și fizic. Da. Na, trebuie să faci față. Rezistența trebuie să fie. Dar psihicul, dacă este slab și când ai foame, când ai gânduri acasă, este foarte greu să fizicul nu mai contează. Dacă psihicul nu este. Pentru că la albaștri erau niște băieți bine antrenați, adică, da. Mă rog, și Ștefania era super bine antrenat. Da, doar că... Eu cu Luca trebuie să facem ștafetă ca să-i foarte, facem față. Foarte, foarte bună sportiv. I-am spus asta, am apreciat-o enorm, dar trebuie să fii și psihic foarte mult. Trebuie uite, să ne fii... întreabă, scuze, ne întreabă Maria pe Facebook, felicitări. Alex, ce planuri de viitor ai? Wow, planul meu de viitor în momentul de față este să intru în casa fiecărui persoane. Pe... prin orice ecran, prin ecran mare, prin ecran mic, poate și prin ușă, nu mai vreau să scăpați de mine niciodată, vreau să fiu aici mereu, vreau să mă auziți, vreau să mă vedeți, vreau să fiu pentru voi de acum încolo toată viața mea. Ok. Cel mai bun, cel mai bun. Nu, de performanță nu, dar am practicat foarte multe. De la fotbal, la not, la box, la handball, fitness, în afară, în afară de basket, tot. Știi și o leac de bătaie? Păi la ce înalt ești, credeam că... Da, exact. Curios că mai puțin basket. Eu mă uit pe comentarii acum să văd dacă mai sunt de... Nu am făcut niciodată basket. Îmi place foarte mult să arunc la coș. Băi, dar... te-am văzut în... Asta s-a văzut că la unele... Băi, aveți o problemă cu ținta acolo, serios. Deci mulți... Eu n-am văzut băieți care să arunce dintre picioare așa la coș. Și era aia, da, n-am făcut nimeni basket. Crede-mă, tot. Eu sunt fan competiție Survivor. M-am uitat mereu, m-am uitat la toate edițiile. Și eram și eu la fel. Bă, ce? Bă, dar cum mă? Bă, dar incredibil. Bă, dar aleargă, acolo? Mă, dar aruncă. Cum? Ce? E ăla și arunci. Foarte simplu. E, acolo se schimbă puțin treaba. Se vai de mine, dar cum se schimbă? Cum se schimbă treaba? Este o realitate cruntă unde trebuie să te confrunți da sau da, în care poate ești practic numai pic de energie. Și trebuie să urli, trebuie să țipi, trebuie să alergi, trebuie să ai, stai, să ai o presiune pe tine și tu, practic, nu ai nicio resursă în corp. Nu-ți mai funcționează creierul. Am nu văzut asta, cum... când ai ales bumerangul ăla la final. Doamne, doamne, cum să fac așa ceva? Cum să fac? Eu nu știu, deci, eu nu știu să arunc cu bumerangul. I-au pus la sfârșit să aleagă cu ce aruncă. De ce am ales bumerangul? De doamne, o chestie foarte simplă. Arunci o piatră. Tu ții poziția normală de arunca o piatră. Okay? Nu știu, se stă cu piciorul stâng în față, arunci cu mâna dreaptă. Uiți asta. Uiți, nu mai știi cu ce picior să stă în față. Ceva foarte normal în viață. Întinde mâna spre ce arunci și aruncă. E, uiți asta. Uiți, practic nu-ți mai funcționează creierul. Vezi că te întreabă Viorica. Bună băieți, o întrebare pentru Alex. Unde mergeați la baie? E, foarte bună întrebare. Unde vrei ai tu? Oriunde. Păi și să nu fie pe lângă baracă, atât și te rog. Și fetele la fel? Și fetele la fel, normal. Dar aveți o lopățică sau... Nici, dacă voiai tu să faci o gropiță înainte, dar eu mereu mergeam când nu mai puteam să mă țin, așa că n-aveam de nicio gropiță, trebuia păi, să mă duc. Să faci da. Dar fiecare avea... Sau fiecare avea locul lui. Unul la 30 de metri, altul la... Dar să nu fie pe lângă baracă, vă rog. Măcar atât. Măcar atât, pentru că atunci când este soarele la puternic, e greu de stat în baracă cu un miros. Hai să ne punem căștile și să revenim și pe radio. Haide. Suntem în continuare live pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu Alex Delea, câștigător Survivor 2022. Tocmai am trecut peste un moment greu. Alex ne-a explicat cum mergeau și la toaletă și cum fiecare avea toaleta lui practic în aer liber. Aici lux, mă, frate. Fiecare toaleta lui. Exact. Mobilă. O puneai unde voiai. Nu... Puteai să o pui și chiar lângă mine, nu era nicio problemă, adică... Mă rog, eu cred că era o mică problemă. Așa. Era o mică problemă, dar ajunge momentul în care nu mai era nicio problemă, crede-mă. Nu te mai interesează. Dar dacă ai vrea să, adică dacă ai vorbit cu cineva care vrea să se înscrie, ce l-ai sfătui totuși? Cum aș fi eu? Da. În primul rând... Să știi că se gândește serios. Să fii versiunea ta, dar tu. Să nu ai... Să nu, pentru mine eu nu m-am gândit. Luam... Tot ce venea în brațe. Nu m-am gândit că trebuie să spun asta. Nu m-am gândit că trebuie să fac asta. Pe noi n-ai cum să ne iei în brațe. Pentru mine cel mai important e să fii tu. Și dacă tu ca persoană
câștigi cu comportamentul, cu temperamentul, cum ești tu ca om și ai câștigat și lumea te place așa, ești învingător. Auzi, apropo de asta, ți-ai dat seama la un moment dat că nu mai ești tu în tot ce se întâmplă acolo, pentru că cred că o irazna, mâncare, condiții, vreme... Exact. Cea mai grea perioadă pentru mine a fost în prima lună, unde corpul meu a rămas fără resurse, nu mai aveam absolut nici pic de energie. Am ajuns în momentul în care nu puteam să fiu eu și toată lumea mi-a spus, mergi acolo și fii tu, atât. Și eu n-am putut să fiu eu. N-am putut să mă mișc, n-am putut să gesticulez, n-am putut să vorbesc, n-am putut să fac absolut nimic, n-am putut să mă ridic din baracă timp de 2 zile. A fost foarte grav. Foarte grav pentru că am ajuns în momentul în care m-am gândit că o să renunț. Iar da. Dacă eu renunțam și mergeam acasă și mama mea mă întreba, de ce n-ai fost tu? Cum îi spun că ea nu m-ar fi înțeles? N-ar fi simțit ce am simțit eu? Nimeni n-ar fi simțit asta. Că mine nu stă o lună nemâncat ca să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Da, am o întrebare pentru cei care ar dori să ajungă acolo și poate și ajung. De fapt, e o întrebare cu două linii. Mai întâi, dacă în tunelurile alea prin care trebuie să mergi târâși, dacă alea se mai pot regla așa ca înălțime, adică dacă se pot face mai mari, și dacă nu, dacă există posibilitatea să... Cum sunt scoși cei care se înțepenesc acolo, dacă înțelege că... Na. Tot ce vreau să spun este că 1,94 m, am 1,94 m, băi, și m-am descurcat bine. M-am blocat de câteva ori, înălțimea, dar... Grosime, cred că se poate rezolva, pentru că grosimea aia o să ajungă la o... Dispare repede. Doamne, cât de repede. Dă-ți 2 săptămâni că s-a dus grosimea imediat. N-ai avut nicio problemă medicală pe toată perioada concursului, din fericire. Da. Din fericire, nu. Cred că era super... De la atâta orez. Da, era super frustrant. Care atâta orez? Era la ordinea zilei să mănânci, dar foarte puțin, foarte puțin. Era, cred, foarte frustrant pentru cei care plecau acasă și au fost câțiva pe probleme medicale. L-am văzut și pe cerebel. Era absolut distrus. Adică nu-mi dau seama ce simțeau colegii tăi atunci. Să vrei să continui. Uh-huh. Psihic să poți și să nu mai poți fizic e foarte greu. Cea mai mare frica mea a fost să nu mă accidentez. Pentru că înainte să merg la Survivor, aveam o dietă, aveam niște vitamine pe care le luam zilnic și am spus că atunci când voi opri totul brusc, mamă, ligamente, musculatura, o să sufăr foarte mult. Dar am avut norocul să fiu unul dintre foarte puține persoane care nu au pățit absolut nimic. N-am avut nicio accidentare foarte gravă. Odată am dat o căpățână de... N-am mai știut unde mă aflu, dar accidentări grave niciodată și mă bucur din suflet că am ieșit pe picioarele mele sănătos tun. Ai rămas cu un bun prieten sau o bună prietenă după experiența asta? Pot spune că am rămas prieten cu toată lumea. Toți sunteți, ok, dar unul care ai găsit o comunicare specială? Cu siguranță pot să spun că am găsit cu Nede, cu Nedelcu, cu Blaze, cu Ștefania, cu Ionuț. Sunt o persoană care empatizează cu toată lumea. Încerc să văd bine din fiecare persoană. De-aia mă înțeleg bine cu toată lumea, de-aia am avut probleme în momentul când a trebuit să aleg. În momentul când a trebuit să mergem în Curaçaoa, de exemplu, și a trebuit să aleg 2 persoane din 4, eu știam că fiecare persoană de acolo, dacă va câștiga, mă va alege pe mine. Și eu trebuie să aleg 2 din 4. Trebuia să aleg. Cel mai greu mi este să aleg. Unde am avut norocul să nu o fac de foarte multe ori. Ce faci cu banii? Wow, foarte bună întrebare. Nu știu. Este o sumă foarte importantă. Te ajutăm noi! Este o sumă foarte importantă unde am vorbit cu mama mea, pentru că mama mea este creierul meu, cu ea mă sfătuiesc în tot. Spune-le celor care nu știu, deși sunt puțin, cât ai câștigat? Sunt 100.000 de euro, niște bani la care practic n-am visat niciodată și mai ales să-i câștig așa cum i-am câștigat, adică fenomenal. Iar când am vorbit cu mama mea, mama mea este o persoană foarte muncitoare, muncește foarte mult, iar a spus în momentul de față, nu am cum să mă gândesc la asta ceva, îmi termin munca, mai ales să termin vara, iar după aceea să zicem, vedem ce și cum vom face. În momentul de față sunt foarte fericit, este o sumă foarte importantă, mă va ajuta, ne va ajuta toată familia să fim, să spunem, mult mai ok, dar... Ce va fi, va fi. Sunt foarte bucuros că am câștigat o sumă atât de mare pentru mine, pentru familia mea și cu siguranță vom lua decizia cea mai bună. Nu ne grăbim la ne gândi, va fi ok totul. Cu mai siguranță. Avem doar 20 de secunde. Ce sfat ai acum pentru cei care ne ascultă și și-ar dori să ajungă la Survivor următorul sezon? Cel mai mare sfat, în primul rând, este visați. Visați cu ochii deschiși, se poate întâmpla orice. Am învățat la Survivor, legea atracției există. Există din tot sufletul. Și cel mai important, fiți voi. Dacă ați câștigat și lumea vă place exact cum sunteți voi, ați câștigat de dinainte să ridicați trofeul. Uh-huh. Vă spălați zilnic pe dinți sau... Da, era la ordinea zilei să te speli pe dinți cu cocos, da. Alex, îți mulțumim, mult succes și sper să ne mai vedem. Mulțumesc din suflet, din suflet. Plăcerea a fost de partea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Deci,
deșteptarea se încheie aici astăzi, dar revenim și mâine. Numai bine. Toate bune. Pa pa. Pa pa. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on right now. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.